Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine ne-a regăsit la o nouă emisiune de vineri a evenimentului istoric împreună cu istoricul Alex Mihai Stoienescu. De data asta vom continua povestea fascinantă și incomodă a istoriei poporului român, de acolo de unde am lăsat-o ultima dată. De la guvernul l-a scărcat Argiu și începem așa ușor, ușor să întrezărim formarea unui partid esențial pentru dezvoltarea României, Partidul Național Liberal. Alex, bine ai venit în emisiune. Bine v-am găsit. Un privilegiu. Rămăsesc la povestea legată de Lascăr Catargiu, de acel personaj foarte important, Mavrogheni. Lumea poate îl știe mai curând după biserică decât după faptul că a fost ministru de finanțe în acea perioadă. Vorbim de perioada 1871-1876. O perioadă care prefigurează un moment esențial din istoria formării României moderne, războiul de independență. Dar, Alex, te las pe tine să intri în ritmul foarte tău. Foarte reluăm de unde am rămas, și anume de la guvernul Lascăr Catargiu. Guvernul Lascăr Catargiu, printre multe alte lucruri pe care le-am prezentat, pozitive făcute, asigurând stabilitatea, configurarea mai întâi, aș putea spune, și apoi stabilitatea statului român și premizele economice. Să ne gândim că în această perioadă apare Banca Albina la Sibiu, foarte important, extrem de importantă ca instituție. Apare creditul funciar. Creditul funciar crea cetățeni înstăriți, crea, cum să spun eu, orășeni de data asta, nu neapărat moșier, nu neapărat proprietar de o anumită categorie, și anume conducea spre constituirea clasei medii a societății românești, care este clasa tipică, esențială a statului modern, națiunii moderne și a statului modern. Deci se produc aceste modificări esențiale făcute de Lascăr Catargiu și de Petru Mavrogheni. Iar în același timp, cum arătam, Ion Cebrătianu, care conducea o grupare, cea mai importantă din Partidul Liberal, dar existau mai multe grupări liberale, unii erau disidenți, alții erau, formau grupări liberale locale, la Galați, la Iași, mai ales prin Moldova. Deci exista, într-adevăr, un fenomen liberal politic în România, dar el nu era unit. Nu erau pe facțiuni. Partid. Și Brătianu, care se retrage la moșia lui de la Florica, începe să gândească această chestiune. Ce se întâmplă? În Parlament, sub guvernarea Lascăr Catargiu de 5 ani de zile, se mai produce lucru. Încep să se constituie, ca să spunem așa, grupările politice în Parlament. Adică să existe o unitate de vot a liberalilor, chiar dacă erau despărțiți în tot felul de fracțiuni, o unitate de vot a conservatorilor, de se constituie dreapta și stânga în Parlamentul românesc. Mi-au să aminte, ca să ne mai amuzăm așa, să facem câte o paranteză de asta simpatică, în Parlament se petreceau tot felul de lucruri nepotrivite pentru un sistem parlamentar. Și anume, se produceau tot felul de alianțe anormale. Adică nu puteai să ajungeai în fața unei legi care trebuia votate, deci că asta e funcția legislativului, și te trezeai că nu știu ce parte dintre liberali votează cu conservatorii, o grupare de la conservatori votează cu liberalii, toate împotriva legilor și a guvernării. Deci exista acest fenomen de, cum spune, de neorganizare doctrinală în Parlament. Și există o anarhie ușor. Era o anarhie. Deci acolo era un scandal în Parlament. Efectiv, era un scandal și se produceau tot felul de alianțe împotriva naturii, să le numim așa. No. Da, deci este, asta vreau să spun, este o scenă teribilă, excepțională. În 1920, în Parlament, în 1920, Iorga se duce la tribuna și începe să vorbească despre proiect de Constituție, despre ce urmează să facă țara după Mare Unire. Și începe să fie atacat violent, verbal,
din sală de Ion Mihalache, care reprezenta stânga, Partidul Țărănist, care au strângă, avea și elemente de socialiști acolo și chiar extremistă, ca să zic așa. Și în același timp atacat de A.C. Cuza, care era extrema dreaptă, ultranaționalistă, antisemită și așa, care era și ea pot. Deci, efectiv, își dăduse rămâna stânga extremistă cu dreapta extremistă împotriva lui Nicolae Iorga, la care Iorga îi lasă în pace să îl atace, că l-au atacat împreună, și stânga cu dreapta. Și Iorga îi lasă în pace și la sfârșit spune ce domnule Mihalache și domnule Ace Cuza, am rugămintea să vă dați mâna, pentru că proștii adunați la oaltă se plac unul altuia. Asta poate lui Iorga, odată face o emisiune, da. Când ajungem la guvernul Iorga, 1931-32, o ținem tot era, așa. Avea o ironie, bine, un umor senzațional. Chiar am găsit, apropo de asta, am găsit într-un o notă a lui Iorga care vorbește despre Cugălnicianu și scoate în evidență un aspect pe care nu l-aș fi bănuit, faptul că era un mare berbant, un mare curțăritor. Despre Cugălnicianu a avut relații cu peste 700 de femei. Este portretul lui cel mai bun, e făcut de Sabina Cantacuzino, acolo trebuie să citiți în amintirile ei. Da, noi îl știm așa, ca pe un timp rotofei, bonom, nu te că e vreun am mai discutat cazul. Casanova. Așa, dar tocmai e bine că ai amintit de Cugălnicianu, pentru că reintră în scenă, tocmai în acești ani. Da. Bun, dar cum l-au recuperat pe Cugălnicianu? Imediat, explic, pentru că tocmai mergem acum pe o altă linie a procesului istoric. Și anume, pe linia procesului istoric al constituirii Partidului Național Liberal. Este... Și rolul lui Mazar Pașa, un personaj... Exact. Ăla este un episod. Fenomenul este mort. În primul rând, o să vă spun un lucru care s-ar putea să surprindă pe ascultătorii noștri și poate chiar și pe unii dintre membrii Partidului Național Liberal de astăzi. Partidul Național Liberal, inițiativa de constituire ca partid politic, ca organizație politică, a aparținut unor ziare. Deci, Partidul Național, ideea de partid național unitar care să unească toate fracțiunile într-un partid organizat, cu conduce, cu lider, cu secretariat, cu absolut toate structurile unui partid politic modern, a aparținut unor ziare liberale. Erau, am spus, erau mai multe fracțiuni liberale în țară și toate aveau ziarele lor. Era Românul, care era nucleul principal, cu Cea Rosete, cu Brătieni. Erau ziarul liberal de la Galați, ziarele liberale de la Iași. Era Trompeta Carpață, încă mai exista. Deci, s-a hotărât. Nouă ne sună ironic titlurile astea, cel puțin Trompeta Carpaților, pentru că suntem influențați de stilul Caragiale, dar ele chiar existau. Existau, chiar așa, da. Nu era nimic ironic la momentul ăla. Nu era doar, era foarte... Mai exista o chestiune, chiar existau ziare. În momentul când se declanșează revoluțiile din Franța, mai ales cea de la 1848, ca să poată să adune lumea și să alerteze lumea să o adune, s-au bătut clopotele de la școli. Școlile aveau clopot pe vremea aia. Așa, și lucrul ăsta s-a copiat și la noi. Bun, era în scop laic, ca să anunțe începerea cursului. Da, anunța pe elevi, anunța de fapt era soneria de recreație, plus ora la care începeau cursurile, ora la care se terminau cursurile, erau anunțate cu un clopot de asta. Clopot de mai mici dimensiuni. El se numea după Franța, luată din Franța, toxin sau toxan, de fapt, așa, se numea toxin. A sunat toxin. Asta era expresia cu a sunat de recreație sau a sunat de școală. Așa. Și existau ziare întregi care se raportau la povestea asta. Toxinul națiunii. Deci este o fel de denumire de asta. A existat la un moment dat un ziar care a fost inițiat la Iași de un grup care provenea din ce discutasem noi de acea fracțiune, fracțiunea ultranaționalistă, antisemită,
din Moldova, așa numită fracțiune independentă, cu Nicolae Ionescu, pe care l-am amintit. Da. O serie întreagă de lideri. Și acest Holban hotărăște să organizeze prin ziarul care s-a intitulat nu întâmplător Uniunea Liberală, să Unirea Liberală, să producă această unie, să adune toate fracțiunile liberale într-un singur partid politic. Și are loc congresul de la Iași al ziarelor liberale, care prezintă și un program care urma să fie programul politic a Partidului Național Liberal, și acolo începe acțiunea de unificare, dându-se seama toți că există un nucleu care va fi nucleul conducător al acestui partid, și anume Brătianu, Cearosetu, Românu și grupările din Muntenia, Argeșu, la care se asociasele și cele din Oltenia. Deci, așa s-a plecat spre acțiunea din 1876, și anume așa coaliție de la Mazar Pasha. Mazar Pasha era un ofițer britanic din armata otomană, mason, pentru că de fapt întrunirea de la casele din strada Eni, casele lui Mazar Pasha, erau o întrunire masonică. Deci, punctul 1. Ideea de unificare, de constituire a unui partid național, a aparținut presei, ziarelor. Punctul 2, s-a constituit pe structura unei loji masonice. Ăsta și marii masoni erau mai toți din Partidul Național Liberal. Aveau și conservatorii masoni, să ne înțelegem, nu era vorba de asta. E, și atunci la casele lui Mazar Pasha se constituie Partidul Național Liberal, cu programul ăsta pe care îl pregătiseră și cu mici și adăugiri, și apare astfel această formațiune. De ce? Dincolo de ideea în sine de unificare, ca să poată să fie mai eficient. Totuși, de ce? Pentru că ei și-au dat seama, în primul rând Brătianu și-a dat seama că numai cu existența unei forme organizate de partid se poate guverna în statul modern și poate fi guvernată națiunea modernă. Deci a dat seama că nu mai merge cu ruptura de care vorbeam. Nu mai merge cu revoluții de stradă, cu acțiuni, cu preluarea puterii prin mișcări violente, ci trebuie să preia puterea pe cale politică, obținând ce înseamnă statul, regimul parlamentar și statul modern. Înseamnă să, prin alegeri libere și corecte, să obții o majoritate parlamentară care să-ți permită să formezi guvernul și să guvernezi, dând legi în Parlament care să fie votate având această majoritate, faci coaliții, faci alianțe, faci, dar totuși ai un guvern, și ai un guvern care este de fapt o realitate, o consecință a victoriei partidului. Deci partidul ăsta era nevoie de constituire în partid. Conservatorii întârzie și a costat treaba asta. Conservatorul avea și ei fracțiuni. Exista autoritatea supremă a lui Lascăr Catargiu, pe care toată lumea îl lăuda pentru ceea ce făcuse, reformele și toată stabilitatea în primul rând. Faptul că îi oprise pe liberali să, deci îi determinase să oprească procesul revoluționar și să treacă la procesul parlamentar de data asta, procesul democratic de constituire a statului modern. Dar sub Lascăr Catargiu erau niște moșieri și niște mari proprietari. Ăștia, și noi nu avem nevoie de partide, de... Deci noi formăm foarte, știm, ne cunoaștem foarte bine interesele. Interesele noastre sunt în primul rând de natură economică, de proprietari, de moșii, să ne păstrăm moșiile, să producă și să obținem bani. Să construim case, să avem palate și așa mai departe. Deci, ziceau, domnule, statul, mai ales pe principiul acela care a apărut în Europa și în primul rând în Franța, al statului conservator, însemna de fapt, ieri ce spunea, conservator înseamnă să renunțe la revoluție și să se așeze ca administrație
care de fapt s-a dovedit a fi bugetară și birocratică. Pentru că statul modern înseamnă și birocrație, constituirea funcționării. În primul rând, birocrație. Birocrație. Deci, birocrația, statul modern înseamnă și apariția birocrației moderne. Bugetare, pentru că la noi... Lefertii, cum se numeau. Așa, se depindea de stat. Constituirea clasei funcționărimii. Pentru că dacă, cum am explicat și cu Eminescu, critica lui Eminescu, dacă tu aduci instituții și introduci în România instituții moderne, ele au nevoie de funcționari. Și ăștia, la un moment dat, se mulțesc pe măsura dezvoltării statului bugetar și birocratic și devine o clasă. Clasa funcționarească și aia contează. Care de fapt era la noi, asta a explicat și a înțeles foarte bine Brătianu, era la noi clasa de mijloc. Clasa de mijloc de la noi nu a fost de industriași. Nu a fost o burghezie autentică ca în Occident. Da. Deci clasa, de asta spunem, statul la noi a fost statul bugetar și birocratic. Pentru că s-a constituit o funcționărime, dar toată care apare în lucrările lui Caragiale. Iar al doilea aspect foarte important și care e legat tot de Caragiale și de ce tot trimiteam la piesele lui de teatru și la expresia ta foarte reușită, că a fost cel mai mare cronicar al timpului, s-a introdus votul cenzitar. Asta era o măsură, în primul rând, a conservatorilor. Ziceau, domne, controlăm societatea. Ce însemna asta? Că se vota în funcție de venit. Funcționa, se vota în funcție de venit. Controlăm societatea și controlăm și alegerile. Astfel încât să ajungă în Parlament anumite categorii de oameni și care să fie diferențiați prin venituri. Erau Colegiul 1, Colegiul 2, Colegiul 3. Colegiul 1, care era Colegiul Marilor Moșieri, erau cei cu venituri foarte mari, de fapt. Colegiul 2, care începe acum să fie populată cu orășeni înstăriți, cu funcționari, cu aproprietari, vorba cetățeanului turmetat, cu membri ai cooperațiilor. Așa mai cetățeanul turmetat era alegător în Colegiul 2, nu? Sau în Colegiul 1? Colegiul 2, da. Și la toată dezbaterea. Și ce se întâmplă? Era pe bază, aduceți-vă aminte acea scenă din O scrisoare pierdută. Cred că este actul 2, scena 1, în care cei trei lideri de partid, Trahanache, Farfuride și cu Brânzovenescu, numără voturile în pregătirea alegerilor. Dom'le, estimativ, care vor fi voturile noastre, care o să fie voturile opoziției. Și la voturile opoziției le ieșea unul în plus. Erau 11 și le apăreau 12. Și Trahanache spune, zice, cu Ienache Siripeanu, parcă așa ceva, mi-aduc aminte. Zice, cu Ienache, la care Brânzovenescu are o replică și de asta spun, Caragiale, la Caragiale când te duci, trebuie să știi istoria. Trebuie să înțelegi în ce context se petrec scenele alea din Caragiale. În ce context istoric. Așa te poți uita la infinit, la scenele de mimică. Acolo era o campanie electorală care conta foarte mult, pentru că votele erau puține. Erau la care și bătălia era la unul sau păi, gândiți-vă că Iorga a fost ales în 1907, a fost în Parlament cu 700 ceva de voturi. Așa, deci, revin, e scena. Ăla spune, ce domnă, ce Ianache Siripen. La care Brânzovinescu zice, păi nu mai poate. Pentru că și-a căsătorit fata și i-a dat casele de zestre. Adică nu mai are... Adică nu mai are... Care îi permitea să fie acolo. Care îi permitea să... Și zice, dacă votează, merge la pușcărie. Deci, iată, niște situații care trebuie înțelese. Era problema asta, știi? Liberalii spuneau, dom'le, trebuie să extindem colegiile astea. Și la un moment dat, spre sfârșitul guvernării, Lască Catargiu chiar a introdus niște modificări, adică a făcut numai două colegii, le-a lărgit, a încercat să facă cumva ceva, dar n-a reușit. Era evident că lucrul ăsta nu putea fi făcut decât de un guvern liberal, adică un guvern care... Revoluționar, de stânga. Este, merge pe direcția reforme. Și aici am citat eu pentru... în cărțile mele pentru perioada după
1989. Deci din 90-91 încoace, ce s-a întâmplat cu România, în cartea mea România în perioada administrației Emil Constantinescu, a apărut în 2019. Și da, care o știu foarte bună. Analizez perioada asta cea mai grea a României de după 90. Chiar m-am întâlnit cu președintele, să ai paranteză, m-am întâlnit cu președintele Emil Constantinescu săptămâna asta și am stat de vorbă cu el, este neschimbat, bun, am bătrânit, dar toți am îmbătrânit și chiar discutam despre perioada aia și despre foarte un președinte providențial pentru România. Pentru mine rămâne președintele meu. Deci eu am încercat prin acea carte, două volume, prefațată de președintele Academiei, doamna Ioana Aurel Pop, într-un cele mai frumoase, cele mai reușite, cele mai valoroase studii introductive. Am avut norocul să fie tocmai în cartea mea chestia asta, Ioana Aurel Pop. Și acolo am încercat să fac cât se poate de obiectiv, dar pe bază de documente, de arhivă. Așa că am găsit arhiva Convenției Democrate, am găsit arhiva președinției. Mulțumesc pe această cale faptului că președintele Iohannis mi-a dat aprobare, acceptul să studiez documentele administrației perioada până în 2000. Deci închid paranteza. S-a pus această problemă a unui guvern liberal pentru că era singurul care putea introduce reforme și asta vreau să spun, în aceeași perioadă, în 1872, dacă nu mă înșel, mare istoric de origine elvețiană, Iacob Burckhardt, a dat această declarație și a spus-o și în presă și a rămas, e în cărțile lui și a rămas în istorie, celebră declarație. Și Iacob Burckhardt a spus la 1872 următorul lucru. Revoluția este un pașaport în alb pentru reforme nesfârșite. Am citat. Deci veți face ăștia care faceți revoluții și care credeți că revoluția rezolvă situația unui stat sau unei națiuni, sunteți condamnați să faceți reforme la infinit. Până vine altă revoluție sau o lovitură de stat. Dar, iată, încă un argument pentru trezirea la realitate și a liberalilor și a proiectului lui Brătianu de a constitui un partid. Dar partid mod. Cum se produce schimbarea guvernului? Că el nu mai are, nu mai are un caracter violent. Cum ajunge Carol să-l revalorizeze pe Brătianu? Guvernarea, în primul rând, să ne înțelegem asupra unui aspect. Iarăși, un element pozitiv, extrem de important în istoria României pentru guvernarea Catargii. Și anume, pentru prima dată în istoria noastră, Parlamentul își desfășoară un mandat complet de 4 ani. Deci, nu a mai fost... Nu mai e dizolvat. N-a mai fost întrerupt și Parlamentul, după 4 ani, deja după această perioadă de stabilitate, guvernarea lui Lască Cardagiu, în primul rând, situația lui personală, așa începe să slăbească, să scade, nu mai face față unul. Plus că, și acum ne apropiem de războiul de independență. Bun, se încheiaseră convenții, România a început să deschidă, se încheiaseră convențiile cu Austria, dar s-a întâmplat următorul lucru. În perioada 1875-76, deci exact pe sfârșitul guvernării Lascăr Catargiu, a început, s-a declanșat conflictul ruso-otoman între Imperiul Țarist și Imperiul Otoman. Despre ce a fost vorba? Rusia, care a pregătit de un secol, tot pregătea lucrul ăsta, a organizat și a stimulat și a finanțat răscoale în Herțegovina, Serbia și în Bulgaria. Răscoale a populației creștine împotriva dominației otomane, administrației otomane. Dominației otomane. Aceste răscoale au fost înfrânte în sânge, au fost zdrobite sângeros
Și sigur că ăsta a fost pentru Imperiul Țarist un casus belli, pentru că Imperiul Țarist avea înțelegeri cu Imperiul Otoman asupra dreptului de a proteja populația creștină din Balcani. Mai mult decât atât, Franța, încă din perioada lui Napoleon al III-lea, intervenise și ea în această situație și recunoștea dreptul de protecție asupra popoarelor creștine din Balcani. Deci erau, Marea Britanie la fel, deci erau marile puteri care acreditaseră și impuseseră Imperiului Otoman protecția externă, protecția marilor imperii asupra populației creștine. Ori aceasta revoltându-se și fiind zdrobită, fiind înfrântă în sânge, așa, cu masacre chiar, așa, asta a declanșat reacția Imperiului Țarist, care a zis, zice, este clar că numai printr-un război se va putea pune ordine în Balcani, trebuie eliberat Balcanii. Și în perioada asta, 75-76, au loc tot felul de negocieri, în primul rând, între Rusia și marile puteri occidentale. Deci, dom'le, nu se mai poate Imperiul Otoman. Și sigur că au apărut și elementele de interese proprii. Deci, dom'le, destructurăm acest Imperiu Otoman, cum îl împărțim? Și au început Austria să se intereseze de Bosnia, Herțegovina, rușii de Serbia, Marea Britanie, Muntenegru, nu știu ce găsiseră, sare sau sodă sau nu știu ce resurse erau acolo în Muntenegru. Așa. Deci, au început să miște. Lascăr Catargiu a fost informat asupra acestor mișcări. Și există chiar o corespondență, a încercat să, în primul rând, să contacteze mai să spună, dom'le, cam ce intenții aveți față de noi? Pentru că noi, spune Lascăr Catargiu, ne considerăm stat independent, suveran, nu vom accepta nicio intervenție străină, indiferent de unde din est sau de vest, împotriva României, așa, și preferăm să ne înțelegem cu Imperiul Otoman, să discutăm tributul. Și iarăși o chestiune care trebuie înțeleasă și anume... La momentul ăla România mai plătea tribut? Da, încă plăteam tribut, pentru că o să vedeți că în momentul când are loc celebra ședință a Parlamentului de declarare independenței, din 9 mai, se dă și o lege pentru transformarea tributului în buget al armatei. E foarte interesant. Deci ajunge și acolo. Deci Lascăr Catargiu avertizează marile puteri că România, atât cât armata are ea și cu populația ei, va fi ostilă oricărei încercări de a ocupa sau de interveni în treaba, pentru că noi ne considerăm suverani. Și mai era o chestiune care iarăși a fost neglijată, n-a fost explicată. Dumnezeu, primul stat care a recunoscut capitulațiile, și anume acele documente istorice, tratatele dintre țările române, între domnitorii români și poarta otomană, am explicat cu niște emisiuni în urmă, care în arhivele otomane se află la Ministerul de Externe, pentru că erau documente... Erau documente de politică externă. Erau documente de politică externă. Nu erau documente de politică internă cum se întâmpla în pașalâcuri. Da? Deci, primul stat care a recunoscut capitulațiile și autonomia țărilor române a fost Rusia. Încă de la 1795-96. Deci. Doi, mai era un aspect foarte important. Rusia a făcut o delimitare a frontierei. Era pe Nistru. O delimitare a frontierei pe care n-a făcut-o cu Imperiul Otoman. A zis delimitarea frontierei cu Principatul Moldovei. Astea sunt lucruri foarte importante care țin de istoria dreptului, dar de drept internațional, dar care sunt argumente, sunt izvoare excepționale în istoriografie. Foarte adevărat. Deci te duci și la spune, poți să povestești cât vrei despre domnitor, cum spuneam, despre ce a făcut oamenii politici, despre parlament, dar undeva există acea istorie consemnată, istorie prezentă în actele oficiale, în documentele oficiale.
în dreptul românesc și în dreptul internațional. Deci Rusia a semnat reglementarea frontierii și a trasat frontiera cu Principatul Moldovei, nu cu Imperiul Otoman, deși Principatul Moldovei era sub suzeranitate otomană. Și doi, Rusia a recunoscut capitulația, a recunoscut autonomia acestor țări românești. Bine, Rusia era într-o politică de expansiune, își dorea să ajungă la Constantinopol, se vedea o nouă Romă. La un moment dat a existat și proiectul, existat un proiect de a prelua țările românești și a le transforma în gubernie rusească, adică să vină să facă o guvernie rusească, așa cum am povestit și mi se pare că am povestit. Mareșalul Stalin, da, care au cerut ca granița URSS să fie pe Carpați, adică să înglobeze și Moldova. Și este o discuție care s-a purtat în octombrie 1944 sau decembrie, nu mai țin minte exact, iertați-mă, între Charles de Gaulle, care s-a deplasat la Moscova, și Stalin. Și Stalin i-a spus, mareșalii mei în cer în momentul de față, să trasez granița României, granița URSS, pe Carpați, formând Republica Moldovenească și cu Basarabia Moldova. Așa. Și de Gaulle s-a opus, i-a și spus, faceți o mare greșeală și o să vă creați un inamic, un dușman din români și o mișcare de eliberare din partea românilor. Deci nu faceți greșeala asta. Și atunci de Gaulle ne-a ajutat foarte mult și este exact argumentul de la care a pornit în dialogul lui de la București cu Nicolae Ceaușescu din august 1968. Închid paranteza că nu intrăm atunci în detalii. Deci, aveam acest și Lascăr Cătăriu spunea, domnule, avem aceste înțelegeri. Unu, noi suntem autonomi, dar de fapt suntem suverani. Scoatem și monedă, o să avem pașapoarte românești, începem să definim cetățenia română și aici era o problemă că pașapoartele erau otomane. Erau pașapoarte și acum încep să emită acte, documente românești de identitate, de cetățean. Și nu, și a apărut iarăși problema evreilor care nu erau cetățeni români, proveneau dintr-o emigrație în sfârșit și care a deschis subiectul pe care îl vom analiza săptămâna după viitoare, dacă apucăm. Săptămâna viitoare, dacă avem timp să ne Dumnezeu. Așa. Deci, în acel moment, Lascăr Cadargiu mai ales suferă și un atentat. În momentul în care cobora din trăsură în fața Parlamentului, se repede un cetățean, cred că îl chema Paraschivescu. Un cetățean, un fost funcționar care fusese și prefect de poliție, fusese funcționar numit de Lascăr Cătărgiu și îl prinsese procuratora, parchetul îl prinsese cu delapidări și Lascăr Cătărgiu l-a dat afară din serviciu. Și pe chestia asta s-a dus să se răzbune și nu mai spun că există, ziarele spun că acest Paraschivescu venea la Cătărgiu mereu acasă, îi cerea bani și le tot dădea bani. Dar l-au scos în serviciu pentru această infracțiune de delapidare și l-a zis, dom'le, cum ai aprobat tu să semnezi, să mă dea afară din serviciu? S-a dus și l-a lovit cu bâta în cap, cu baston în cap. Și s-a încercat să apere cu mâna stângă și sigur că s-a produs și o fractură și a apucat să-i zgârie obrazul, să-l umple de sânge. Deci, primul ministru a fost bătut în fața Parlamentului. Mă rog, individul a fost arestat, trimis în judecată și așa mai departe. Dar e și asta o scenă. Și Lascăr Cătărgiu îi comunică domnitorului că nu mai poate continua, trebuie găsit altă soluție. Și aici intervine acest aspect preliminar, care iarăși este un subiect fascinant al istoriei noastre, istoriei incomode. Și anume, relația personală între domnitorul Carol și omul politic Ion Cebrătianu, care, dacă te uiți la tot ce s-a întâmplat, mai ales la toată mișcarea revoluționară, la Republica de la Ploiești, dar tot ceea ce a făcut Brătianu împotriva lui Carol, totuși, Carol considera că cel mai bun, cel mai valoros bărbat politic al țării este Ion Cebrătianu și va căuta
să se înțeleagă cu... Tot, cum să spun, exista ce anumită, trebuie să înțelegi, o anumită noblețe, o anumită statură morală a domnitorului. Bun, dar Carol I e un personaj special în istoria României. E un extrem educat într-un spirit care era total nepotrivit pentru România, dar care reușește să fundamenteze această Românie modernă până la urmă. Pentru că eu mă întreb cum ar fi arătat, știu că e istorie contrafactuală, dar asta e, cum ar fi arătat România fără Carol I? Probabil că până la urmă ar fi adus un domnitor francez. Păi și cum ar fi arătat cu un domnitor francez, să mă ierte Dumnezeu? Dar eu cred că am fi avut, cum să spun eu, o istorie sentimentală decât o istorie pragmatică. Deci ne îndreptam spre o catastrofă, în primul rând economică. Da. Pentru că Franța, cum să spun, ne-a ocrotit și ne-a ajutat sentimental. Chiar și unele momente de politică externă ne-a ajutat. Fără discuție, Franța. Dar Franța ne-a făcut nimic pentru dezvoltarea statului modern. Pentru practic. Pentru industrie românească. Pentru ce se întâmpla în Franța, unde se declanșase economia națională franceză. N-a făcut nimic. N-a venit cu investiții. Asta vreau să spun. N-a venit cu firme. N-a venit nimeni cu investiții în România modernă. Nu au venit nemții, au venit germanii. Așa și Marea Britanie când au început să se... Marea Britanie a venit doar pe zona de resurse și acolo... Uza de resurse, pentru că, repet, da, am mai spus... Industria manufacturieră n-a existat. Mult timp noi am fost teritoriul de resurse, clar, de aici se... După asta e interesant. De aici vine și înapoi la economică. Exact. Și atunci discută cu Brătianu și Carol și așa hotărăște să dea guvernarea Partidului Național Liberal, care deja exista de un an de zile ca partid, și lui Ion Cebrătianu calitatea de prim-ministru. Dar, în primul rând, pentru că liberalii și Brătianu erau mult mai pregătiți pentru implicarea în conflictul ruso-otoman și era cel mai categoric, cel mai sigur om politic pentru a declara independența. Lasă că Catargiu încă oscila, ce nu știu dacă nu e prea devreme. Dacă cumva intră trupele otomane peste noi, Bucureștiul are doi pași. Într-o oră au ajuns aici. Și trebuie să ne refugiem în munți. Deci, lasă că Catargiu avea aceste temeri, avea aceste rezerve, în timp ce Brătiană și nu domn. Ne punem toată armata la Dunăre și îi împiedicăm, ne aliem cu rușii, în primul rând, că nu avem altă soluție, și le dăm voie să treacă și să își rezolve rușii războiul cu otomanii, iar noi în spatele lor să ne consolidăm independența. De aceea era cel mai nimerit un guvern liberal, un prim-ministru Brătianu, cunoscut foarte bine ca naționalist, însemna, în primul rând, că nu are ezitări în a declara independența. Mai ales că Brătianu spune, domnule, o chestiune care trebuia să o facem de mult. Brătianu dădea declarații și i-a spus și domnitorului, domnule, noi trebuia de mult să declarăm independența și să ne luptăm. Iar reamintesc ce v-am spus cu câteva emisiuni în urmă. Ce spune Iorga despre, cum îl caracterizează Iorga pe domnitorul Carol I. Și spune așa Iorga, a venit în România hotărât să obțină, deci în 1866 Carol a venit în România hotărât să obțină independența totală a statului român și nu și conștient că nu o poate face decât printr-un război. Un război de independență. Am închis citatul din Iorga. Deci Brătianu știa foarte bine, aici era conjuncția de interese și de gândire. Era perioada în care, oricum, statele naționale nu se puteau constitui decât în urma unei ruperi violente. Nu exista. Toate erau înglobate într-un imperiu, că era Imperiul Austro-Ungar, că era Imperiul Otoman. Carol oscila de ce? Pentru că era... cum să spună, era condiționat în permanență de relația asta lui cu ce spune Germania și ce spune Austro-Ungaria. Deci,
El a avut singura parte de rezervă, a fost asta. Dom'le, ce o să spună Germania? Pentru că, așa cum am arătat iarăși cu niște emisiuni în urmă, rolul atribuit României de către Austro-Ungaria și de către Germania era de santinelă, așa se numea. A existat și ziare cu titlul ăsta. Santinelă, da. Și era acela de santinelă la Dunăre. Deci să blocheze cu armata atâta cât are, să blocheze o intervenție otomană, că nu trebuie să învingă sau trebuie suficient să-i oprească astfel încât să se pună în mișcare marile puteri. Orice mai apropiată și cum să spun eu, cu proiecte intervenționiste era Imperiul Țarist. Carol avea într-adevăr semnale de la Berlin, în primul rând, din Germania, în care se spune așa: războiul ruso-otoman este iminent. Deci, rușii nu vor putea să transporte trupele pe mare, prin Marea Neagră, ocolindu-te pe tine, ci va trebui să treacă, să-i dai acces să treacă prin Moldova și Țara Românească. Deci trebuie să te înțelegi cu rușii, să faci o înțelegere cu rușii, să treacă, să le dai acces să treacă prin Țara Românească ca să poată să atace la sud de Dunăre Imperiul Otoman. Și existau între Dunăre și Munții Balcani, existau niște zone de fortificații, celebre redute alea, că nu le făcuseră otomani, nu le-a făcut întâmplător. S-au apucat ei ani de zile să construiască sisteme de redute, pentru că știau bine că vor fi atacați de la nord. Și adică din punctul de vedere, Imperiul Țarist. De către Imperiul Țarist. Și din punctul de vedere, ei au prefigurat faptul că România se va alia cu Rusia. Și au făcut o felul de exemplu, au sechestrat nave românești la Constantinopol. Au arestat sau au reținut sau au dat domiciliu forțat la reprezentanții noștri acolo, cetățeni de aici, din țările române. Au fost și ei opriți acolo. Imperiul Otoman a știut foarte clar că se va produce acest lucru. Iar Occidentul, marile puteri, îi spuneau foarte clar domnitorului, deci va trebui să-i dea. Acest lucru nu putea fi realizat decât de un guvern care să negocieze așa ceva. Și pentru asta Ion Cebrătianu se deplasează în Rusia, localitatea Livadia. Livadia, știu că da, se pronunță Livadia, dar e greșit. Este o localitate, o denumire dată de un revoluționar grec. Așa, după e nume grecesc. E nume grecesc și este o localitate care e consemnată și în Iliada lui Homer. Și se pronunță Livadia. Eu am fost acolo, am fost aici. Eu pronunțam cu accent, cu accentul. Da, accentul s-a pus, s-a schimbat, n-are importanță. Livadia. Nu. Este Livadia. Livadia. Și era reședința țarului. Una din reședințele țarului. De vacanță. Da, și una reședința țarului acolo. Așa. Dar asta, sigur, e dată de un revoluționar grec, denumirea asta. Și după orașul lui natal, s-a născut în Livadia din Grecia. Știi? Care este, repet, e oraș, localitate homerică încă de... Da. Foarte interesant. Se duce și negociază acolo cu reprezentanții ruși. Spune, domnule, noi vă, Brătianu, și spune, noi vă dăm accesul, treceți. Vă dăm, vă asigurăm și logistica, nu vă luați voi să vă apucați de prădăciuni și de... Bine, logistică pe vremea aia însemna nutreți pentru animale, nutreți, sigur că da, mâncare, mâncare pentru trupe, care cu boi, rații de căruțe, deci grâne pentru animale, pentru hrana a luptătorilor, a militarilor, armate. Așa, și dar există o condiție, că prin înțelegerea vom face un tratat de o înțelegere de trecere, de acces la trupelor, recunoașteți independența României, suveranitatea noastră, da? Și aici e important, că apare prima. Nu stați. Nu, prima chestie, punctul 2 a fost cel mai important. Și integritatea teritorială.
Adică nu vă, nu vă vină prin cap să vă așezați într-un da, loc. Da, nu cumva. De ce? Pentru că într-o scrisoare primită de domnitor din Germania, de la Bismarck, i se spune, încă, era încă guvernul la scărcătăriu și se transmitea, domne, vezi că Rusia o să vă asigure protecția, o să vă puteți da independența, o să rezolvați relațiile cu Imperiul Otoman, da, o să vă ceară niște teritorii. Și era vorba de județele din sudul Basarabiei. Ce era cu aceste județe din sudul Basarabiei fuseseră date României, principatul române, de către tratatul de la Paris, după războiul Crimeei. Deci după războiul Crimeei și după tratatele din 56 și din 58 de la Paris, convenția de la Paris, tratatul, ele, acolo se trece explicit. Județele din Basarabia sunt trecute în proprietatea principatului român. Adică ale Imperiului Otoman. Multe. Ele intră un Imperiu Otoman, nu intră un... Exact, exact. Deci, sunt, ori Rusia căuta acum să le recapete, să zicem așa, adică să intre în posesia lor, că, spunea, prin acest război vom anula rezultatul războiului Crimeei, în care Rusia a fost înfrântă. Și Imperiul Otoman, ajutat, sprijinit de forțele occidentale, a înfrânt Rusia și a obligat-o la tratate și a obligat-o să accepte ca aceste teritorii din sudul Basarabiei să aparțină țărilor române. Așa? Și vrea să recapete, adică să anuleze consecințele diplomatice, consecințele prin tratate ale războiului Crimeei și să revină, să înceapă iară să se extindă și să se îndrepte spre Țarigrad, spre Istanbul, spre Imperiul Otoman. Mai ales că spunea ce domnule, stați puțin că voi acolo la Dunăre aveți o problemă, voi români. Și anume, este un teritoriu ocupat complet de otomani și care este transformat în proprietate otomană, adică Imperiul Otoman, și anume Dobrogea. Deci Dobrogea nu era la România pe vremea, ci era parte integrantă a guvernoratelor, a pașalicurilor pe care le făcuse în Balcan otomani, în primul rând bulgari. Deci gândiți-vă, dau un exemplu iarăși ca să mai ieșim așa din poveștile astea istorice, poate plictisitoare pentru cuvântul sau orașul, localitatea Mamaia. Localitatea, numele localității Mamaia nu are nicio legătură cu ruda, cu familia. Mamaia, adică cu bunica, că Mamaia la noi înseamnă bunica. În sud, în Oltenia și Muntenia, Mamaia înseamnă bunică. În Moldova, Mamaia înseamnă mamă. E alt grad de rudenie. Așa. Deci nu are nicio legătură, numele nu vine de la mamaie, de la rudă, de la mamă. Un nume turcesc. Vine de la un proprietar al acelei limbi de pământ, a acelei zone, așa, care se numea Mamal. Îl chema Mamal. Dar atenție, era proprietar, ceea ce în țările române nu exista așa ceva, un proprietar otoman. Înțelegeți? Dar iată exemplul ăsta. Mamaia era zona, satul și cu toată limba aia dintre Sudgăl și Mare, toată aia se numea, venea de la Mamal, de la proprietar, la numele turcului. Și ca să totuși să ne oprim în buza războiului de independență, acolo la când încep să tragă cu tunul, Brătianu obține cu greu, obține această convenție din partea Imperiului Țarist. După care se semnează la București, asta e foarte important, acest acord român-rus la 4 aprilie, foarte important, l-a invocat mereu și pe care îl vom discuta în emisiunea următoare, se semnează acest acord în care Rusia, Imperiul Țarist, se angajează să respecte independența și integritatea teritorială a României. Asta e foarte important, pentru că este exact ceea ce a încălcat la sfârșitul războiului. Războiul ruso-turc și al războiului nostru. Haideți să ne oprim aici și pentru această
în vineri absolut superbă. Doamnelor și domnilor, continuăm labirintul nostru și, după cum vedeți, nu încercăm să facem o abordare didactică, ci este, dacă vreți, o abordare completă și cât mai interesantă a istoriei României, pentru că de la un punct încolo, ca să înțelegi datele și tratatele și oamenii politici, numele de oameni politici, nu sunt suficiente. Întotdeauna există aspecte care țin de partea lingvistică, partea numismatică, nu mai vorbesc de documente diplomatice, care întregesc o imagine, și de-aia parantezele astea, care pentru mine oricum sunt o încântare, nu fac altceva decât vin și completează acest tablou. Pentru că istoria României nu e un tablou care poate fi scrisă doar, scris, pictat doar în alb și negru, ci ai nevoie de foarte, foarte multe culori pentru a reda frumuseței. Vă mulțumesc foarte mult, ne revedem vinerea viitoare, să aveți un weekend liniștit!